venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pensionară. Mulțumesc doamnelor care m-au rugat să mai public filmulețe despre menținerea vederii, despre cearcăne, despre pungi. Dacă să vorbim despre îngrijirea în jurul ochilor, să avem grijă că pungile și cearcănele nu apar doar din cauzele externe, dar să fim prudenți și să avem grijă de sănătatea noastră, căci interiorul nostru ne dă pe față. Am descriere toate filmulețele ce țin de sănătatea vederii, de pungi, de cearcăne, voi doar să aplicați în practică. Dar astăzi am făcut așa ca o totalizare a mea, ce fac eu pentru, în afară de ceea ce am mai publicat, ce fac eu la moment pentru a menține vedere, pentru a menține starea ochilor sănătoasă și ca o profilaxie a pungilor, a cearcănelor. Nu de mult am vizionat pe un canal YouTube o youtuberă foarte tânără, la 40 de ani, dar mereu accentuează că ea e bătrână, că vârsta și a ei și că parcă așa am înțeles că ce n-ai face, totdeauna vârsta și corect. Noi îmbătrânim, ăsta este un proces fiziologic, dar dacă nu faci nimic, nu vei avea nimic. Noi mai mult mergem, să zicem, îmbătrânim fiziologic, dar să îmbătrânim frumos, să îmbătrânim sănătos, să înaintăm conștientizând viața, conștientizând frumos și elegant. Îngrijiți, trebuie a îngriji zona ochilor de la o vârstă mai tânără. Atunci vom implica în rutina noastră programul antirid. Doar niște creme de hidratare, doar uleiuri vegetale sau ceva mai puțin decât se cere după 35 de ani, unde începem programul anti-îmbătrânire. Și să nu uităm și să conștientizăm faptul că starea ochilor depinde de structura anatomică, de scheletul ocular, depinde de starea mușchilor și depinde de starea pielii. Căci nu poate pielea în jurul ochilor să fie sănătoasă dacă interiorul ochiului nu e sănătos. Căci interiorul ochiului, ce e globul ocular? Este vlagă, este un corp vitros care este încapsulat cu mușchi, cu țesut care constă din colagenă, de acid hialuronic și ne hidratează ochii din interior și desigur că și starea pielii din exterior. De aceea să nu uităm, căci cu vârsta ar fi bine să adăugăm în alimentația noastră și suplimente. Primesc pentru sănătatea ochilor, îmi iau Yan de la Green World, care conține afin, antioxidant puternic, și colagenă, care este și antirid și completează colagena țesutului conjunctiv și a fundul ochilor. Ăsta e protecția mea și profilaxia ridurilor și a pungilor și a cearcănilor. Mai am în arsenalul meu apă termală de la Uriaș, stropitoarea pentru ochi, fiindcă cu vârsta ochiul se usucă și ar fi bine să-l hidratăm și din interior și din exterior, cu apă, desigur. Când merge vorba despre îngrijirea în jurul ochilor, să aveți mai multe așa instrumente pentru aceasta. Să aveți nu o cremă, dar două creme pentru anticearcăne, antirid, antipungi. Eu acum mă folosesc de Vichy pe seară și o cremă de la Academie, din Astean, pentru zi. În afară de aceasta, când aplic cremă, hidratez cu apă termală, mai am și picături pentru ochiul uscat. La fel e un remediu anticearcăne, antipungi, antirid. Hidratăm ochiul cu diferite remedii. Mai am și o băiță pentru oculară. Soluție fiziologică,
puteți să luați. Acesta e un set cumpărat, dar puteți și acasă, să aveți așa un păhăruț, sau chiar un păhăruț obișnuit, o menzurcă, un păhăruț gradat. Și turnați aici ceai, infuzie de ceai, mușețel, apă filtrată și băgați ochiușorul și clipiți din ochi. La fel, vă atașez filmulețele cum fac eu aceasta. Și important sunt măsculițele, aplicarea măsculițelor. Aici am luat două bobițe de poamă și le-am strivit. Am tăiat un disc de vată. Iată așa l-am tăiat în două. Și le-am strivit. Și iată, îmbib, hidratez aceste discuri. Voi aplica o cremă grasă preparată de mine. Dați să văd unde am eu aici lingurița. A, iată aici. Aplic crema. Aplic mai abundent. Că vedeți și pe tâmplă. Și aici voi aplica. Iată, este o cremă de hrănire. Este o cremă hrănitoare pe bază de ceară, de albine, unt de cacao, lanolină și ulei. După, aplic aceste tamponașe, iată așa ea. Voi ați mai văzut în filmulețele mele cu măsculițe. Pot această procedură să o fac de dimineața, pot să fac și la amiază și pot să activez. Pot să fac la bucătărie ceva, pot să fac activități acasă, activitățile mele. Și iată, vreau să zic că aplicațiile acestea le puteți ține și 20 și 30 de minute. Voi veți simți cum vi se luminează ochii, cum se calmează pielea în jurul ochilor și vă redă o luminozitate ochilor. Mai am o măsculiță, o mască de la Juliet Armand. De la Juliet Armand, da, corect. Am o mască de la Juliet Armand care o aplic o dată în săptămână. E o mască mai activă. Atât a fost pe astăzi. Dacă v-am motivat cu aceste sfaturi utile pentru a vă menține sănătatea ochilor voștri, scriți în comentarii. Eu vă iubesc și cu ochiul meu interior. Vă îmbrățișez cu drag, vă aștept și la alte filmulețe. Nu uitați să scriți comentarii, să dați like, să distribuiți și la alții. La revedere, cu drag de voi!